Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc despre banul public. Știm că în orice țară, inclusiv în România, orice om are o proprietate cât de mică sau un venit cât de mic, trebuie să plătească un impozit. Paradoxal este faptul că la noi încă nu există o educație prin care cei care plătesc să se și întrebe ce se întâmplă cu acest ban. Foarte puțini oameni am văzut să reacționeze în momentul în care se constată că banii nu sunt folosiți așa cum trebuie, că diverse grupări, chiar ieri am văzut o grupare cu Microsoft-ul, că a prejudiciat statul, cu toate că m-am întrebat ceva. Sincer, eu nu mă bucur foarte mult când văd pe cineva că ia un an, doi, trei de pușcărie. Eu, sincer, m-aș bucura să văd că se recuperează acei bani. Și mă refer în mod special la banii proveniți din impozite, din taxe, deci la banii statului. Păi, ori procurorii au greșit pe acolo când au evaluat pe la 90 de milioane de euro prejudiciu, 100 și ceva de milioane la un moment dat, ori înseamnă că recuperarea doar a 9 milioane nu înseamnă, de fapt, prejudiciu respectiv. Este o meteahnă veche la noi de a se vorbi mult, de a se ieși în media cu bombe de acest gen și după aceea lucrurile să desumflă. Cred că în momentul în care am înțelege că trebuie să urmărim banii publici, pentru că tot noi îi plătim, lucrurile ar fi mult mai normale. Am cerut o situație, sunt 425 de societăți comerciale la care statul este acționar majoritar sau unic acționar și sunt niște pierderi extraordinare. Mă întreb dacă toată economia ar merge așa, dacă toate societățile de stat, de particulare ar merge așa, din ce s-ar mai realiza banul public în România? Deci este evident că există probleme în acest sector și este evident că măsurile trebuie luate urgent. S-a discutat mult că acest guvern Cioloș va rezolva această problemă, pentru că nu e susținut de un partid din spate, nu sunt, așa cum spunea colegul meu, neamuri, rude, pile și amante angajate pe acolo, fiind un guvern tehnocrat, dar, din păcate, lucrul acesta nu s-a rezolvat și nu știu dacă în două luni se mai poate rezolva ceva. Este foarte important ca sectorul de stat să nu mai aducă pierderi, este foarte important să existe o lege a transparenței pe care eu am semnat-o împreună cu câțiva colegi și am depus-o, în care toate administrațiile să prezinte efectiv cheltuielile pentru ca oamenii să-și dea seama cât costă scaunul ăla care se cumpără în primărie sau știu eu ce lucrare, dar este foarte important să existe voință politică din partea noastră a tuturora din Parlament pentru a vota astfel de legi și pentru a lua astfel de măsuri. Cred că este poate prima măsură care trebuie luată, pe care trebuie să o luăm în România și sper eu să se ia această măsură cât mai repede. Vă mulțumesc, deputat PNL de Prahova, Guran Virgil.